Mediul online a devenit mediul de comunicare postmodern al societății umane. Domnul nostru Iisus Hristos, la finalul Evangheliei sale scrise de către Apostolul Matei, spune să mergem să predicăm Evanghelia la toți oamenii până la capătul lumii. Cum mediul online a devenit mediul de comunicare care poate să ajungă fără probleme până la capătul lumii, consider că devine o necesitate ca Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos să poată și să fie promovată cât mai bine în acest mediu în care oamenii se întâlnesc în timp real și comunică unii cu ceilalți.